Ce aștepți de la returul ăsta dificil? Ce să aștept? Să câștigăm toate meciurile și să luăm campionatul. Asta îmi doresc. Acum rămâne de văzut ce să se întâmple. Urmează o perioadă de pregătire bună, sper eu, și cu pregătirea care o facem să abordăm returul cât mai bine. Nu o să mai mergeți în pădurile din Ungaria, mergeți în Antalya. Da, mergem în Antalya, dar același lucru facem, o să alergăm. Până la urmă, urmei, tot ce făceam la Debrețin o să facem și în Antalya, dar e în folosul nostru. Câte zile crezi că te mai antrenezi alături de Gigi Bucur? Atât cât dorește și el și cât dorește și conducerea clubului. O să vedem. Dacă fii în locul lui, alege surpriză sau? Nu, sunt în locul lui și nu vreau să vorbesc în numele lui. Cât dorește conducerea clubului, în cazul tău sau în cazul lui? Și în cazul tău au fost multe discuții. M-a întrebat de Gigel. În cazul meu nu s-a mai discutat nimic și nu mai avem ce să mai vorbim despre asta. Acum singurul care e vizat e Gigel din ce se vede oficial și sper ca lui să-i fie bine. Deși s-a vorbit așa mult, ai reușit să rămâi concentrat pe ce ai de făcut aici dacă nu pleci? Da, v-am zis și când s-a terminat turul de campionat, gândul meu numai la pole. Se vorbește mult, se discută de diferite echipe, dar până nu este ceva concret, nu pot să mă gândesc și cred că nu are rost să mă gândesc. Până și laude și critici în turul campionatului, ultimele te-au afectat și cum se face? E bine să fii criticat, e bine să fii și laudat, dar și criticat. Poate așa mă, domnule, cum a dus cu picioarele pe pământ, poate avea și el și dânsul dreptate în câteva privințe, dar sper să-i fi câștigat încrederea și să fi înțeles eu ca persoană și ca om să fi înțeles ce a vrut să zică. Ați mai avut vreo discuție după ultimele meciuri? A fost de ajuns acea discuție și cred că mi-a rămas în minte și am învățat destule după acea discuție. Pe cel puțin pare că Poli a făcut cea mai tare campanie de achiziții, cât vă va ajuta. Urmează să vedem în returul campionatului. Acum știți cum e, nu contează câte transferuri faci sau câți jucători vinzi. Important e ca tu să-ți creezi o, ca și club mă refer, să-ți creezi o echipă competitivă și care poate să dea tot ce e mai bun în returul care urmează. Mulțumesc!